Vine acum, mi-a dat mesaj. Ai, mă, prietene, mă, că vine acum de 10-15 minute. Toate taxiurile din Norvegia vor fi electrice în următorii ani. Eu mă uit la taxiurile noastre. Sunteți liber? Păi faceți taximetrie sau ride sharing? Chiar de când n-ați mai mers cu un taxi, eu zic în țară, unde n-au pătruns așa bine Uber și Bolt, zic pe aici, prin București. E, dacă răspunsul e mai mult de 2 ani, oare de ce? Zi-mă, asta-i viață, tu existi! Ce să fac, muncesc, să fac și eu un ban acum. Acum, că mai încolo te faci arhitect. Dar vezi că și la noi au început companiile de taxiuri și ride-sharing să treacă pe electric. Că Uber-ul și Bolt-ul a început să facă prețuri, de care zic de noi, care noi avem prețul pe orice. În București există deja două firme care au flotă integral electrică undeva la 600 de mașini. Revenind la Norvegia, este prima țară din lume care va avea 100% taxiuri electrice. Deja din 2023, 88% din taxiurile nou cumpărate au fost electrice, iar în Oslo, capitala mașinilor electrice, de la 1 noiembrie, mașinile clasice nu vor mai primi licență. Anulează cursele și le ia pe client și le întreabă unde mergi acolo, te costă atâta. Nu mi se pare normal. În două orașe norvegiene, Bergen și Stavanger, toate taxiurile noi sunt electrice. Problema lor, în schimb, e că nu sunt suficiente stații de încărcare, iar taximetriștii de acolo vor stații speciale pentru ei ca să nu mai piardă timp la cozi. E frumos și curat pe verde așa, se tot trage tare pe mașinile astea electrice, că nu degeaba se fabrică, însă vânzările au scăzut în toată Uniunea Europeană la sfârșitul anului trecut. Eu v-am vorbit frumos, nu cred că e cazul să înjurați, da?